Astăzi am decis să discutăm despre fricile ce îi macină pe părinții voștri. Știm că sunt multe, pentru că majoritatea lucrurilor pe care ei le fac și ceea ce vă deranjează în comportamentul lor cu adevărat e din cauza că își fac griji. Ei mereu cred că se poate întâmpla ceva neplăcut sau chiar înfricoșător. Așa deci, 10 lucruri de care se tem părinții voștri. Prieteni, sunt nevoit să vă zic că videoclipurile noastre sunt vizionate doar de 25% dintre abonați. Haideți să îmbunătățim statistica împreună. Cum? Noi facem videoclipuri, iar tu te abonezi. Astfel putem ajunge cât mai repede la 200.000 de abonați. Așezați-vă cât mai comod, pregătiți-vă o limonadă și să începem! Speranțe nejustificate. Uneori părinții speră sau visează prea mult în ceea ce ține de copilul lor și le este frică că odrasla lor nu va justifica aceste speranțe. Posibil părinții nu au avut curajul sau puterea să-și atingă scopurile când erau tineri. Acum ei încearcă să-și obțină scopurile sau să-și îndeplinească visele prin copiii lor și panichează dacă nu li se primește asta. De aici vin notele mari la școală, diverse cercuri sportive sau muzicale. Asta la fel se face pentru a se mândri cu copilul lor. Însă asta nu e chiar atât de rău, pentru că părinții ambițioși îi susțin copiii și astfel îi ajută să se dezvolte. Important e să nu întreacă măsura, iar copiii să primească plăcere de la astfel de ocupații. Pierderea controlului. Copiii mici sunt cu mult mai atașați de părinți decât adolescenții. Asta e logic. Poți să te plângi lui mami când cineva te-a supărat în timp ce vă jucați în nisip sau la grădiniță. Dar nu fiecare adolescent îi va povesti mamei sale despre problemele la școală sau cu semenii săi. Micuțul are total încredere în părinți. Adolescentul deja nu, din cauza că el crede că este deja matur și independent. El începe să-și apere teritoriul, să argumenteze, să îndrăznească, să nu fie de acord, să se contreze și multe altele. Părinților le este frică să nu piardă legătura cu copilul lor. La fel se tem că copilul lor va ieși în totalitate de sub control. Obiceiuri nocive. Da, aceste obiceiuri nocive din cauza cărora părinții voștri au probleme cu tensiunea. Este clar că majoritatea adolescenților încearcă să fumeze sau să întrebuințeze alcool. Astfel ei cred că par mai maturi și se familiarizează cu adevărata viață de om mare. Pe părinți îi sperie nu doar că copiilor întrebuințează ceva interzis, fiindcă și ei asta au făcut în adolescență, ci sunt îngroziți de ideea că asta poate deveni o obișnuință și desigur își fac griji pentru sănătatea voastră. Țigările și alcoolul oricum influențează organismul tânăr și fragil dintr-o parte nu prea bună, iar părinții încearcă să-și protejeze odraslele de toate aceste lucruri rele. Învățământul. În ceea ce ține de educație, majoritatea persoanelor mature în general își ies din minți. Doar gândul despre faptul că fiica sau fiul nu și-a făcut temele pentru acasă uneori îi duce la o stare de depresie. Încă o frică e că copilului îi va dispărea dorința de a învăța. Asta e un coșmar. Va lipsi de la ore, nu va merge la școală. Cum după asta va susține examenele? Dacă ar ști părinții că copiii la fel ca și maturii se tem mult de examene și la sigur nu doresc să fie ultimii în clasă. Desigur, nu toți. Minciunele. Pentru părinți e terifiant când copilul începe să minte, de la început câte puțin, iar după pe subiecte destul de serioase. Părinții nu înțeleg cum ar putea opri asta, nu înțeleg de ce micuții mint. Poate că ei ascund ceva teribil. Iarăși, când nu ai încredere, apare foarte multă frică. Cu timpul, părinții nu mai cred că copilul spune adevărul, chiar dacă o face. În așa fel, părinții încetul cu încetul devin paranoici. Doar că nouă ni se pare că existența adevărului e cauzată de lipsa încrederii, dar asta deja e o altă poveste. Teama pentru starea sănătății. În ceea ce ține de sănătate, atunci toate traumele, febrele, fracturi, luxații, apendicita sunt la fel o frică a părinților. Ei permanent își fac griji cum sunt îmbrăcați copiii, ce au mâncat, poartă protecție atunci când se dau cu rolele. Iar să cumpere un scooter sau o motoretă, în general, e pentru cei mai curajoși părinți. Ideea că copilul lor undeva a plecat cu prietenii la miez de noapte îi nebunește. Iar dacă copilul nu răspunde la telefon, o alarmă. Frica de apariția noilor gadgeturi. Da, ați auzit corect. Părinții voștri chiar se tem de apariția noilor smartphone-uri performante. Anume, cu aceste dispozitive, copiii se măsoară unul față de altul. Apare în vânzare un iPhone nou sau un device cu un milion de aplicații și haideți mama și tata. Deschideți portmoneile, scoateți cardurile. Aceste lucruri chiar costă scump. Ce se va mai inventa în viitorul apropiat și cât asta ne va costa? Cum să nu-ți fie frică? Fiindcă trebuie să muncești pentru a menține nivelul tehnologic. Cercul de prieteni. Cât de speriați sunt părinții când se gândesc că copiii lor pot avea prieteni ce îi pot afecta negativ. Îi vor învăța să fumeze, să bea, să-și facă tatuaje sau să-și pună cercei. Dar fără prieteni e la fel de rău. Dacă copilul stă tot timpul în casă și se joacă pe tabletă sau calculator,
Părinții se tem și mai mult. Atunci utilizează arma lor secretă. Înscriu copilul lor la diferite secțiuni de dezvoltare, iar dacă nu ajută, practic îl impune să iasă afară și să se joace, chiar dacă nu întotdeauna totul e așa de rău. Internetul. El e un adevărat monstru pentru părinți. Pe de o parte, ei înțeleg că acolo este multă informație utilă care trebuie pentru școală. Pe de altă parte, este destul de greu să verifici pe ce link-uri va da click copilul și pe ce site va ajunge. Și asta e la fel de terifiant. Dar dacă el va afla cu mult timp înainte ceea ce el deloc nu trebuie să știe, va comunica pe rețelele de socializare cu un maniac sau va petrece pe online atât de mult timp încât nu va avea prieteni adevărați. Mai pe scurt, există prea multe frici. Independența. Se pare că anume părinții singuri trebuie să-și pregătească copiii de viața matură, dar nu e chiar așa. Ei se tem de independența copiilor ca de foc, pentru că odată ce se simt așa, copiii au nevoie tot mai puțin și mai puțin de părinți. Hainele și prietenii îi aleg singuri, nu mai trebuie să faci cu ei temele, uneori deja nu mai trebuie hrăniți, ei își pot pregăti singur mâncare. Copilul se îndepărtează, nu cere ajutor, nu are nevoie de sfaturi. Petrece tot mai mult timp cu prietenii și nu cu mama sau cu tata. Ce înseamnă asta? Oare nu au nevoie de părinți? Iată, de asta le este frică tuturor părinților și foarte greu se obișnuiesc cu gândul că copilul lor deja este mare și trebuie să fie independent. Hei prieteni, cam atât pentru astăzi. Scrieți-ne în comentarii care sunt temerile părinților voștri. De asemenea, abonați-vă la canalul nostru și apăsați clopoțelul pentru a nu rata noile episoade. Și nu uitați să stoarceți butonașul de like. Pace tuturor, vă pupă la aia!